cineva găsit la magia zilei. Vorbim despre cadourile care pot fi oferite anumitor nativi din zodiile respective. Azi vorbim despre Taur. Pentru un Taur, cadourile care pot fi dăruite sunt bomboane, dulciuri, articole de grădinărit și agricultură, articole de bucătărie, aftershave, colonie, portofel, card, cont în bancă, acțiuni în bancă, un certificat de proprietate, o băutură fină, un vin fin, o șampanie, articole pentru masă, farfurii, pahare, tacâmuri, un colier, un lănțișor sau articole muzicale, casete, articole pentru terasă sau grădină, flori, plante, pudră, cristale, roci, ghivece cu flori, o carte de bucate, un abonament anual la masaj, o masă la un restaurant scump, loțiuni de corp, săpun fin, parfumuri cu mirosuri dulci, articole de înfrumusețare, jachetă de piele, o eșarfă de mătase, țesături fine, o vacanță la țară sau articole rurale, etno, artizanat, vestimentație țărănească. La fel de bine o invitație la un restaurant cu specific rural. O cravată pentru domn, o geantă de piele, lumânări, sculpturi, fotolii, aștenuturi pentru pat, canapea, scaune, un scaun ergonomic sau un șezlong, un hamac, obiecte de artă, de muzică lentă, de relaxare sau muzică clasică, bună și populară, vocală, coruri, operă, dar puteți oferi flori de primăvară sau de grădină, vestimentație albastră, roz, culori pastel, obiecte din cupru, articole ce reprezintă bovine, bizon, cerbi, câini, urși, lupi, bețișoare sau parfumuri, sau esențe de cedru, chiparos, iedere, magnolie, cereale, ponucă sau, mă rog, caprifoi, tătăneasă, bijuterii sau obiecte din metalul și pietrele semiprețioase caracteristice zodiei Taur. O multitudine de cadouri care vă stau la îndemână atunci când sunteți invitați la o persoană născută în zodia Taur. Atât despre Taur. Vă dau întâlnire la o nouă ediție Magia Zilei, iar până atunci, gânduri bune și alegeți ce credeți voi că e mai potrivit pentru persoana respectivă.